Redeschiderea fabricii de zahăr din județul Brașov reprezintă o gură de aer, de oxigen proaspăt pentru locuitorii din zonă, pentru că pot avea noi locuri de muncă, dar și pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, pentru că își vor putea vinde direct producția, mulți dintre ei fiind afectați de închiderea fabricii de zahăr din Luduș, județul Mureș. Dragii mei, vă invit să urmăriți o discuție, zic eu, foarte interesantă despre posibilitățile de redresare a producției de zahăr din România. Istoria fabricii e puțin mai delicată, să spun așa, pentru că fabrica de zahăr Bod a fost inițial. Asta se întâmpla acum, să zic eu, 7-8 ani. Fabrica de zahăr Bod a intrat în faliment, dar printr-un aranjament, să zic așa, o parte din utilaje a trecut pe o nouă societate care se numește Antrepriza Zahăr Bod, care și a funcționat vreo 2 ani de zile, dar situația sfeclei de zahăr din România, cum se știe, nu prea a fost roz din mai multe motive. Deci sunt și cauze obiective, sunt și cauze subiective. Deci cauzele obiective ar fi de formula că prețul zahărului a fost principalul motiv pentru care această fabrică a ajuns în insolvență și ulterior în faliment. Pentru că nu poți să produci zahăr cu 1,80 lei, 2 lei și să-l vinzi cu 1,40 lei, 1,60 lei. Deci s-a făcut această vânzare fortuit pentru că, fiind în capital românesc, neavând în spate un fond sau un capital cu care să poți să plătești cultivatorii, au fost forțați să vândă zahărul la sub preț și atunci s-a ajuns în această situație. Sunt și alte cauze obiective, pentru că fabrica la un moment dat, fosta fabrică de zahăr a funcționat corect și a avut profit când încă nu eram în Uniunea Europeană, pentru că numai de când am intrat în Uniunea Europeană au început problemele, de fapt, pentru că atunci au intervenit cotele și, fiind cotă, prețul zahărului era stabilit conform cotelor. Acum, înainte de cotă, a avut profit, dar s-au făcut investiții în altă parte, în loc să investească în fabrica de zahăr, respectiv s-au cumpărat niște active, terenuri imobiliare care nu aveau legătură cu fabrica respectivă, pentru că așa spune la această oră de neau, pentru că au fost banii dirijați în altă parte, nu s-au făcut investiții acolo unde trebuia. În altă ordine de idei, în ce situație ne aflăm acum? Așa cum știți, sunt 3 fabrici de zahăr în România. Fabrica de zahăr Bod, impropriu, sau Antrepriza Zahăr Bod, a fost cu capital integral românesc. Fabrica de la Luduș, cu care noi avem acum contract de livrare de sfeclă de zahăr. De exemplu, eu sunt cultivator de 400 de hectare de sfeclă. Și nu știu dacă este economic, din punctul meu de vedere, să transport sfecla la 300 de kilometri la Luduș, cu costurile care sunt acum la motorină, nu știu cum o să iasă, pentru că anul trecut am transportat-o tot la Luduș, și atunci era undeva costul pe tona de sfeclă în jur de între 14 și 18 euro pe tonă. Cred că anul ăsta va sări foarte sus, pentru că motorina aproape că s-a dublat și atunci nu văd economic, pentru că nu înțelegem. Noi ca cultivatori nu înțelegem. Cultivatorii din zona arealului Brașov și Covazna, deci avem un contract acum cu fabrica de zahăr Luduș de 2300 de hectare. Deci această fabrică cu această suprafață ar fi funcționat perfect. Dacă facem o socoteală simplă, la un 40 de tone la hectar de sfeclă, cu 2500 de hectare, sunt 100.000 de tone de sfeclă. 100.000 de tone de sfeclă, asta înseamnă 100 și vreo 30.000 de tone de zahăr. Dacă mulțești 130.000 de tone de zahăr cu 4,50 lei, prețul de astăzi, ai fi făcut să plătești și datoriile. De fapt, datoriile, ce sunt datoriile? Ca să înțelegem ce sunt datoriile acestei fabrici. Cum s-a ajuns la aceste datorii? Deci în 2018
fiind situația cu falimentul fabricii de zahăr, nimeni n-a vrut să investească și să asigure sămânță, sămânță, inputuri, îngrășăminte. Și atunci eu eram destul de potent la acea vreme și am asigurat toate aceste investiții în jur de vreo 9 milioane de lei. Doar. Am avut contract între cultivator și fabrica de zahăr, dar ce s-a întâmplat? Întrepriza, de fapt, că întrepriza Zahăr Bod era atunci, întrepriza a recuperat de la cultivatori partea ce se cuvenea să plătească inputurile, cotizația, îngrășămintele și sămânța, dar mai departe n-a fost livrate către societatea mea, către TG Prodag, pentru că ei au luat banii și eu... Și dumneavoastră aveți bani de recuperat acum, de recuperat, cam ce sumă? Deci acum am de recuperat, conform analizei de la lichidator, 5.400.000 de lei și mai sunt, deci datoria acestei fabrici este de fapt compusă din datoria materiei prime datorată de către întrepriză către cultivatori. Deci eu sunt unul și pe lângă mine sunt încă 400 de cultivatori care nu și-au primit banii. Deci această fabrică a intrat în insolvență din faptul că nu s-a plătit către cultivatori. Neplătindu-se către cultivatori, atunci banii au fost dirijați sub alte forme, salarii și ce s-a mai dat, nu se știe nimeni. Acum se anchetează, vedem ce o să spună ancheta, unde sunt banii. Și datorii către bugetul de stat care s-au acumulat prin neplata la salarii. Și penalizări. Penalizări și, sau, deci datoriile acestei fabrici nu sunt atât de mari. Deci noi acum ne-am gândit, adică suntem în discuție pentru că ar fi păcat ca o asemenea fabrică să dispară, pentru că ar dispărea și cultura sfeclei de zahăr din zonă. Și așa cum se știe, zona Covazna și Arghita și Brașovul sunt cele mai bune zone pentru sfecla de zahăr. Deci nu am stabilit noi asta. Asta pe plan stabilit european sau pe plan mondial? În România mă refer. În România mă refer. Deci sfecla cu zahărul, cu cantitatea de zahăr cea mai mare, în zona asta se face. Și atunci ar fi păcat. Și noi atunci ne-am gândit să facem o societate pe acțiuni, deci cultivatorii de sfeclă din Brașov și Covazna, să facem o societate pe acțiuni prin care să încercăm să facem așa cum este de fapt în toată lumea. Să dăm 20 de acțiuni la o valoare de 500 de lei, 5.000 de lei acțiunea, prin fondul ăsta care îl adunăm noi, să încercăm să facem remontul pentru anul viitor și să încercăm să cumpărăm această fabrică, să vedem cum o putem cumpăra. Dacă printr-un credit guvernamental, printr-un ajutor al Uniunii Europene, ne-am gândit la toate formulele. Deci noi suntem cei care trebuie să primim bani de la această fabrică, dar tot noi suntem cei care punem bani ca această fabrică să nu moară. Este bine de ținut minte că e o fabrică funcțională în care s-a investit. Deci nu este, să deci, spunem, un fabrica mamut, la ora asta este funcțională. Deci sunt destule zvonuri că se taie fabrica. Nu, fabrica nu se taie pentru că eu știu exact ce se întâmplă aici. Fabrica nu se taie, fabrica este în evaluare. S-au făcut investiții în fabrică. Deci s-a făcut cuptor de var nou, s-a făcut stație de depurare nouă, sunt linii de ambalare, deci s-au făcut investiții, deci nu e ceva ca să zici, domnule, investești în ceva care nu e funcțional. Da, este funcțional, deci poate funcționa în mod sigur. Și vă mai gândeați dumneavoastră la faptul că această fabrică ar putea să producă și de-abia atunci ar crește valoarea și ar revigora această industrie? Deci dacă stăm să ne gândim conform situației actuale, ea nu are nicio valoare, pentru că nici foștii proprietari nu mai au nimic, nici noi cultivatorii nu mai avem nimic. Dacă am reușit să găsim o formulă să o punem în funcțiune, atunci ar deveni valoare. Și atunci ne-am putea recupera și noi banii care avem de recuperat, ar merge și cultura sfeclei de zahăr mai departe și în felul ăsta toată lumea ar fi mulțumită că și statul cred că ar avea o garanție, că ar avea o fabrică de zahăr cu capital românesc care ar putea să producă, pentru că a fost în pandemie, s-a văzut cel mai bine situația alimentară.
Deci toată lumea a închis robinetul și a zis, domnule, dacă ai, mănânci, dacă n-ai, nu mă interesează. Deci cred că și nu e o sumă atât de mare, în opinia mea, cam de 10 milioane de euro pentru că să ții o fabrică de zahăr în funcțiune. Cred că nu e o sumă atât de mare. Deci din evaluările care le știu, cam la această sumă se ridică datoria. Deci spuneți că este o afacere rentabilă, mai ales că a fost o chestiune de moment stoparea acestei industrie. Acum prețul la zahăr a crescut, spuneați și dumneavoastră, deci, de la 1 leu și... Deci când acum zahărul la poarta fabricii este 2 lei și 50, deci la poarta fabricii. Deci zahărul când a urcat peste 1 leu 80 deja este rentabil. Deci de aici încolo discuți deja de profit. V-am spus, dacă ar avea acum 150 de tone de zahăr, de sfeclă aici, ai putea să faci, să dai toate datoriile și către bugetul de stat și către cultivatori și către și să faci și profit. Iar această cantitate se poate achiziționa, nu? De se la... poate, fără probleme. Fără, deci aici s-au cultivat și 6.000 de hectare în zona asta de sfeclă de zahăr. Deci se poate fără probleme realiza. Un mesaj pentru autoritățile noastre. Noi, de la sfârșit de an să gândească noi pentru... ca cultivatori ne-am angajat, cel puțin prin această societate, să asigurăm pentru un contract pe 3 ani de zile cultivarea sfeclei de zahăr, ca să asigurăm materia primă. Restul ține de autorități, dacă ne pot ajuta într-un fel sau altul să găsească o formulă prin care, în baza contractelor, să primim un credit, mă rog, să găsim o formulă prin care să ajungem la bani, că fără bani degeaba vorbim.